Bună, sunt Elina Ombrărescu, iar astăzi vom discuta despre cele 10 cărți de dezvoltare personală pe care eu le recomand. Știu că este un subiect pe care mi l-ați tot cerut, așa că în sfârșit a venit momentul. Haideți să începem! Prima carte despre care vreau să vorbesc este Regula de 5 secunde a lui Mel Robbins. Țin minte că pe Mel Robbins eu prima oară am văzut-o în cadrul unui interviu văzut pe YouTube, pe canalul Impact Theory, nu știu dacă îl urmăriți, dacă nu vă recomand, și povestea cum viața ei se destrăma la un moment dat și efectiv amâna tot apăsa snooze pe butonul la alarmă, nu făcea ce trebuia să facă, bătea pasul pe loc, viața ei devenea din ce în ce mai nașpa. Asta se întâmpla după ce ea și soțul ei investiseră toți banii într-o afacere cu un restaurant care nu a mers așa cum au preconizat ei și a pierdut banii lor și banii familiei. În fine, și într-o zi, după perioada asta foarte nasoală, s-a uitat la televizor și era lansarea unei rachete în spațiu și a tras atenția numerotarea aceea inversă 5, 4, 3, 2, 1. Așa a venit ideea asta cu regula de 5 secunde. Practic, ea ne spune că nu este greu să facem anumite lucruri, ci este greu pornirea aceea. Știți că mereu se întâmplă că te tot gândești că trebuie să faci un lucru tot amâni, dar odată ce te apuci, ai așa o energie și tot faci lucrul ăla și te gândești, oare de ce n-am început mai devreme? Exact asta spune și ea, că motivația este o prostie. Deci motivația nu te poți baza, pentru că astăzi ești motivat, mâine nu mai ești motivat. Și atunci trebuie să înveți cum funcționează creierul tău și metoda de 5 secunde este o metodă foarte bună pentru a te apuca de orice lucru. De exemplu, când sună alarma dimineața, în loc să apeși butonul de snooze, te gândești 5, 4, 3, 2, 1 și la 1 te ridicat din pat, nu mai dai timp creierului tău să te saboteze, să zică, ha, vai ce frumos și ce cald este în pat, mai stai un pic. Pentru că asta se întâmplă de fapt. Creierul nostru încearcă să ne mențină într-o stare de siguranță și din acest motiv nu facem lucrurile pe care ni le propunem. Așa că citiți regula de 5 secunde și vă asigur că vă va ajuta foarte, foarte mult. A doua carte pe care vă recomand este Inteligența emoțională a lui Daniel Goleman. Apropo, este român, dacă nu știați. De fapt, e Daniel Goleman, parcă se pronunță, dar este român. Și am descoperit lucrul ăsta anul trecut, habar nu aveam. Am citit cartea asta prima oară, acum foarte mulți ani, după cum vedeți, este și coperta este o ediție mai veche. Și am citit prima oară despre creier, despre amigdală, despre tot felul de informații și a fost prima oară în viața mea când m-am gândit, Doamne, cât de puține știm noi despre noi, cât de mult ne axăm pe lucrurile din exteriorul nostru, însă pe creier, cum funcționează creierul nostru, cum funcționează corpul nostru, nu dăm deloc atenție. Și cartea asta este foarte, cred că sigur ați auzit de ea, pentru că vorbește despre inteligența emoțională, pe lângă inteligența tipică, spune cât de important este să ne analizăm sentimentele, să ne înțelegem sentimentele, cât de important este în dezvoltarea noastră și deși bazele inteligenței emoționale se pun atunci când ești copil, în cazul în care părinții nu au făcut o treabă foarte bună, poți ca adult să te educi din punct de vedere emoțional. Vorbește despre empatie. Țin minte că un lucru care m-a șocat cumva, m-a făcut să înțeleg de fapt mai multe lucruri, a fost că povestea că, de exemplu, oamenii care omoară alți oameni nu simt empatie, pentru că în momentul în care tu simți empatie, nu poți face rău unei alte ființe. Da, este foarte, foarte interesantă și îmi place pentru că pune accent pe cunoașterea asta de sine și pe cunoașterea propriilor sentimente și cât de important este să ne cunoaștem propriile sentimente și plus că în momentul în care devii inteligent emoțional, reușești să interacționezi și mai bine cu oamenii, pentru că în momentul în care îți înțelegi sentimentele tale, îți este mult mai ușor să înțelegi și sentimentele celorlalți și chiar în viața profesională poate ajuta foarte mult, de exemplu, dacă ești manager, este foarte important să fii empatic, să înțelegi prin ce trec oamenii care compun echipa pe care tu o gestionezi. Așa că este foarte important de citit, inteligența emoțională. Acum am văzut că are copertă roșie, foarte frumoasă, îmi place mai mult coperta de acum, dar asta este. Chiar mi-am propus să o recitesc și să fac și un e-book despre ea, așa că
cred că o să fie chiar următorul e-book. Una din cărțile care și-a pus foarte mult amprenta asupra mea în ultimul an este Zero Limite. Deci, efectiv, cartea asta a fost un aha moment pentru mine. Și în momentul în care am început să aplic ceea ce scrie în cartea asta, am văzut schimbări reale, adică în câteva luni viața mea arăta cu totul altfel și acum un an mai târziu viața mea nu mai e la fel ca anul trecut. În cartea asta se vorbește despre tehnica Ho'oponopono. Această tehnică, care are o formulă foarte simplă, te iubesc, îmi pare rău, te rog să mă ierți, mulțumesc. Este foarte interesantă povestea, o să vedeți, povestește cum un doctor prin această metodă a vindecat un întreg spital de nebuni. Și în momentul în care eu am început să aplic tehnica de iubesc, îmi pare rău, te rog să mă ierți, mulțumesc, efectiv, mintea mea s-a eliberat și am început să mă axez mai mult pe lucrurile pozitive și să atrag în viața mea lucrurile pe care mi le doresc, nu pe cele pe care nu mi le doresc. Am încetat să mai judec lumea, deci în momentul în care mă trezeam judecând pe cineva, pentru că, na, se mai întâmpla, efectiv începeam în capul meu să spun te iubesc și gândurile alea negative nu mai aveau loc să fie, pentru că era te iubesc cu prezent în capul meu. Da, deci cartea asta te învață să fii un om cu zero limite, te face să înțelegi că poți obține viață absolut orice, atâta timp cât îți înveți să-ți controlezi mintea și să faci ordine în ea și să... Vă dați seama cât de puternice sunt cuvintele te iubesc și cât de pozitive și ce energie pozitivă au. Normal că atrag în viața ta doar lucrurile faine. Chiar în ultima vreme nu am mai spus la fel de des, așa că acum că v-am recomandat cartea asta, este o bună ocazie să-mi aduc aminte de tehnica Ho'oponopono și să o aplic la fel de des. Deci citiți cartea, aplicați tehnica asta câteva luni și să spuneți mie că viața voastră nu arată cu totul altfel. Tras mie. Și acum cartea care mi-a furat atenția foarte mult în ultima vreme și energia și timpul, 12 reguli de viață. Deci când am început să citesc prima oară cartea asta, am zis, Doamne, ce-i cu plictiseala asta de carte? Pentru că începe povestind despre homari și tu te întrebi ce treabă au homari cu dezvoltarea mea personală. Deci, efectiv, citeam despre homari, citeam despre păsări și mă gândeam, what the fuck, care e faza cu cartea asta? După aia am înțeles și a făcut sens. Ideea este că sunt anumite cărți de dezvoltare personală, sunt multe cărți de dezvoltare personală pe care dacă le citești, până la urmă când tragi concluziile, ele seamănă între ele. Și nu, sunt multe care nu aduc foarte multe informații noi. Poate da o perspectivă nouă, dar cartea asta este super bine scrisă. Adică omul care a scris-o este super inteligent și se simte prin felul în care a scris cartea și sunt foarte multe informații de care eu habar nu aveam. Și credeți-mă că eu am foarte multe informații, adică eu sunt un burete atunci când este vorba de informații. Dar cartea asta m-a făcut să aflu mai multe lucruri noi decât orice altă carte în ultimul an. Și deși acum lucrez la e-book și va fi gata, dacă sunteți cititori răiți ca mine, vă recomand. E nevoie de răbdare. Am observat că dacă eram foarte obosită, mi era foarte greu să o citesc. Cred că nu e o carte care să o poți citi și când ești foarte obosit. Necesită o anumită atenție și un anumit grad de procesare a informațiilor, pentru că sunt foarte multe și îmi place că în cartea asta de foarte multe ori sunt examinate niște teorii al altor oameni ca Nietzsche, iar Nietzsche nu este foarte ușor de digerat. Așa că, da, măcar o dată în viață, trebuie să citiți toată cartea asta. Eu vă fac rezumatul și planul de acțiune în urma ei. Am recomandat cartea asta de 1000 de ori și o să tot recomand. Pe mine m-a cucerit de la titlu, Unpack Yourself. Și ce-mi place foarte mult la cartea asta, că nu te menajează. Și uneori, în viață, cred că ca să începi într-adevăr să faci niște schimbări în viața ta și să mergi pe drumul cel bun, ai nevoie de cineva care să nu te menajeze. Spune, vai, sărăcuțul de tine, sărăcuța de tine, da, ai avut o copilărie grea, vai. Da, e ok. E ok să simți empatie față de trecutul cuiva și să înțelegi de ce a ajuns să fie așa cum este. Dar până la urmă,
trecutul este trecut, dacă tot te gândești la trecut, nu faci decât să retrăiești trecutul și trebuie să vină cineva și să-ți dea o palmă la figurat, desigur, și să te trezească un pic. Și asta face cartea asta, de asta mie îmi place atât de mult. Deci este una din cărțile mele preferate, este super ușor de citit. Și este foarte bine structurată. Mie îmi place ca informațiile să fie bine structurate. Și cel puțin citatul ăsta de la început pe mine m-a cucerit. Spune așa: aceasta este o palmă politicoasă pe care ți-o dă Universul cu intenția de a te trezi la adevăratul tău potențial și de a te pune pe picioare astfel încât să ții spectaculos în stăpânire viața. Iubesc cartea asta. O altă carte de dezvoltare personală care are de face cu relațiile, dar pe care nu o am fizic aici pentru că a rămas în România, însă vă las poza aici, este Cele 5 limbaje ale iubirii. De ce îmi place așa mult cartea asta? Pentru că te face să înțelegi că există mai multe perspective și dacă pe tine un anumit comportament, un gest, un anumit lucru te face să te simți iubit, iubită, nu înseamnă că același lucru se aplică pentru toată lumea. Dacă pe tine te face să te simți iubit, iubită, să primești cadouri, nu înseamnă că și pe iubitul, iubita ta, același lucru îl face sau o face să se simtă iubită. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta, pentru că foarte, foarte multe relații eșuează din cauza asta. Noi cumva proiectăm asupra celuilalt cum simțim noi, cum simțim noi dragostea, cum ne simțim noi iubiți și nu ne dăm seama că există mai multe perspective. Din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă doar în relații, se întâmplă în general, de-aia oamenii se ceartă pentru că nu înțeleg că există mai multe perspective și de-aia oamenii se judecă pentru că nu înțeleg că punctele de vedere este în regulă să fie diferite și că există mai multe puncte de vedere și că e în regulă să accepți că un om gândește diferit față de tine, nu să te aștepți ca toți oamenii să fie ca tine, pentru că nu înțeleg cu ce te ajută decât să-ți hrănească ego-ul. În fine, revenind la carte, această carte, dacă relația ta este într-un loc în care nu trebuie, este foarte posibil să salveze relația, iar dacă nu ești într-o relație, te pregătește pentru o relație funcțională. Așa că citiți neapărat cartea asta, învățați care este limbajul vostru al iubirii și după care individuați care este limbajul iubirii al partenerului sau dacă nu, măcar o să aveți instrumentele pe viitor să individuați limbajul iubirii a viitorului partener. Așa că it's a must! O altă carte pe care nu am fizic aici și care mi-a plăcut extrem de mult este Arta subtilă a nepăsării. Recunosc că m-a atras titlul pentru că eu eram genul de om care se lăsa afectat de toate lucrurile din jurul lui, așa că simțeam nevoia să citesc o carte care să mă învețe să nu mai pese la fel de mult. Și la fel ca Unpack Yourself, ce mi-a plăcut la cartea asta este că nu te menajează. Și mi-a plăcut că eu nu rezonam cu ideea asta de a fi pozitiv mereu și în momentul în care nu eram pozitivă, simțeam că fac ceva greșit sau că este ceva în neregulă cu mine și de ce alții reușesc să fie pozitiv mereu și eu nu reușesc, până când am citit cartea asta și mi-am dat seama că a fi pozitiv constant este o prostie. Noi trăim într-un univers în care, nu știu dacă ați observat, cam toate lucrurile sunt într-un echilibru și atunci pentru fiecare moment de fericire o să existe un moment de nefericire, pentru fiecare lucru bun va exista un lucru care nu o să fie la fel, nu o să fie bun. Adică viața noastră este într-un echilibru constant, nu poate fi doar rău cum nu poate fi doar bine and that's ok. Și asta mi-a plăcut la cartea asta pentru că te face să te trezești la realitate, să renunți la toate scuzele, să-ți asumi responsabilitatea și să faci ceva odată cu viața ta. Adică e genul de carte pe care dacă o citești și aplici într-adevăr ce scrie în ea, chiar poți să schimbi viața. Dacă nu, vei mai citi încă 10.000 de cărți de dezvoltare personală și îți tot vei găsi scuze și vei rămâne în același loc. Asta îmi place la Unpack Yourself și la Arta subtilă a nepăsării, că te trimite către acțiune, pentru că acțiunea îți schimbă viața. Să stai să citești 500.000 de cărți de dezvoltare personală îți dă doar iluzia că tu evoluezi. De fapt, rămâi exact în același loc și te trezești după câțiva ani de citit cărți de dezvoltare personală și te întrebi oare de ce nu s-a schimbat nimic, oare de ce sunt în același loc? De-aia fac și e-book-urile, pentru că e nevoie, după fiecare carte pe care o citiți, să aveți un fel de workbook, să treceți la acțiune, să aveți un plan de acțiuni. Și am decis să vă facilitez acest lucru. Pentru că inițial am vrut să-l fac doar pentru mine și mai m-am gândit,
dacă fac e-book-uri cu un rezumat și un plan de acțiuni pentru fiecare carte de dezvoltare personală, pot să ajut și alți oameni. Mai durează până fac pentru toate. Cel mai probabil o să trebuiască să-mi angajez o echipă ca să reușesc să fac la cât mai multe cărți. Dar acesta este planul meu. Să vă invit după fiecare carte să treceți la acțiune. Și în timp ce voi citiți o altă carte de dezvoltare personală, pentru că este foarte în regulă să citești, pentru, cum spuneam mai devreme, e bine să explorezi mai multe perspective, în timp ce citești o altă carte, între timp ai un workbook care te trimite la acțiune, să implementezi ce ai învățat din cartea pe care deja ai citit-o. Pentru că dacă rămâi doar cu informații care nu sunt aplicate, nimic nu se va schimba. Absolut nimic. Chiar înainte de inteligență emoțională, una din cărțile de dezvoltare personală care m-a trezit, să zic așa, a fost Puterea prezentului. Puterea prezentului m-a făcut pentru prima oară să mă gândesc la ideea asta, la conceptul ăsta de a trăi în prezent. Nu mă mai gândisem până atunci, nu-mi dădusem seama că eu ori eram supărată și deprimată pentru că trăiam în trecut, ori simțeam anxietate pentru că mă gândeam la viitor și la necunoscut și nu știam ce se va întâmpla și nu mi-era clar. Chiar puterea prezentului m-a inițiat cumva în meditație, pentru că m-am întrebat, ok, și eu cum fac să fiu în prezent? Vreau să fiu în prezent pentru că îmi dau seama că în prezent e bine să fii, dar totuși cum fac asta? Și am învățat prin tehnica meditației Vipassana, așa se eu numesc meditație pe care respiri. Da, se numește meditație Vipassana, cea în care te concentrezi pe respirație, numeri până la 3, nu mai știu până la cât, în fine, fiecare poate să-și adapteze exercițiul în funcție de timp. Și da, am învățat să trăiesc în prezent, am învățat că eu am control asupra gândurilor mele, eu pot să le controlez și un alt lucru care a rămas implementat în mintea mea de atunci este că emoțiile nu sunt decât o reacție a corpului la gândurile pe care le avem. Ceea ce înseamnă că dacă îți controlezi gândurile, îți controlezi emoțiile, iar eu mă simțeam copleșită de emoțiile mele pentru că tocmai ieșeam dintr-o relație foarte toxică și de dependență emoțională în care s-au activat foarte multe frici ale mele, frica de abandon, foarte multe frici, o să vă povestesc la un moment dat. Și mi-am dat seama că, wow, deci eu pot să nu mă mai simt atât de nasol dacă învăț să-mi controlez gândurile. Și asta am făcut și mai mulți ani mai târziu sunt aici și sunt fericită și sunt bine și sunt într-o relație funcțională și meditez și trăiesc în prezent foarte des. Și cam asta m-a ajutat să fac puterea prezentului, așa că vă recomand din toată inima și la fel ce îmi place în cartea asta este că după fiecare, nu apărat capitol, dar sunt anumite paragrafe și pe care ai un semn în care înseamnă că trebuie să te oprești și să te gândești la ceea ce tocmai ai citit, adică nu trebuie să stai să citești cât mai repede posibil, nu trebuie să te oprești și să asimilezi ceea ce ai citit și să implementezi. O carte pe care efectiv am citit-o în câteva ore, cred. Gen, nu, am citit-o, am început undeva după amiază și am terminat-o a doua zi dimineață pentru că m-a captat. Este Inteligența Erotică. Da. Inteligența Erotică vorbește despre pasiune, despre viața sexuală și știți că eu consider că aceste subiecte nu sunt destul de mult discutate și nu se discută despre cât de importantă este viața sexuală într-un cuplu, cât de importantă este pasiunea după ce apare și un copil, de ce erotismul este important, de ce energia sexuală este importantă și da, cartea asta este una foarte, foarte faină care deschide acest subiect și nu mulți autori au curajul de a discuta despre aceste lucruri, însă Esther Perel, cred că se pronunță, nu știu, nu mă pricep să pronunț anumite nume, așa că scuzați-mă dacă am pronunțat greșit. Da, ce să vă spun, pentru mine pasiunea și energia sexuală sunt foarte importante pentru ca un cuplu să fie sănătos. Acum, frecvența cu care doi oameni într-un cuplu fac sex e o altă discuție, dar am observat că în foarte multe cupluri dispare pasiunea. Iar pasiunea este o energie foarte faină, care nu ar trebui să dispară niciodată din viața noastră. Mi se pare că eu, fără pasiune, aș fi efectiv lipsită de viață. N-aș avea energia aia care îmi face ochii să slipesc, adică îmi face ochii să sclipească. Nu știu de ce. N-am un copil încât să pot să-mi dau cu părerea, dar nu înțeleg de ce mulți oameni ajung în punctul ăla în care pasiunea moare. Pentru că inclusiv în cupluri care nu au copii,
după ceva vreme pasiunea aia moare. Însă pasiunea poate fi menținută vie atâta timp cât ambii parteneri se implică. Și asta o spun în condițiile în care am avut relații de lungă durată și știu că pasiunea se poate menține vie. Acum m-am și căsătorit și unii spun că după ce se căsătoresc parcă dispare pasiunea aia. Well, nu dispare dacă știi să o întreții. Și da, neapărat citiți cartea asta. Avem nevoie de oameni cu o viață sexuală mai împlinită pentru a trăi într-o lume mai bună. Voi încheia lista recomandărilor cu prima mea carte de dezvoltare personală pe care am citit-o. Încă mi-aduc aminte cum stăteam eu acum câțiva ani buni în pat și citeam seara și eram total fascinată că viața este mai mult decât credeam și această carte este Drumul către tine însuți. Cartea mi-a fost recomandată și chiar împrumutată, dacă nu țin minte greșit, de o prietenă mea foarte bună care este psihoterapeut. Această carte este scrisă de un psihiatru și a fost foarte ușor de citit și foarte fain pentru că practic ia niște momente din viața unor oameni și vorbește despre ele și te ajută să te înțelegi și pe tine și a fost prima oară când am intrat în contact cu conceptul de evoluție spirituală în condițiile în care până în momentul respectiv eu spuneam că eu nu este mai luat strănutat sănătos. În condiția în care eu refuzam ideea de Dumnezeu și eram nu, eu nu cred în Dumnezeu, că dacă rezista Dumnezeu nu s-ar mai întâmpla atât de multe lucruri nașpa în lume. În fine, cam asta era credința mea de atunci. Așa că cartea asta a fost un început foarte bun. M-am reapropiat apoi de ideea de Dumnezeu, de credință, de am început să am credința mea, să cred în energie, în faptul că este o forță creatoare care a creat tot universul ăsta în care trăim. Și să înțeleg de ce totuși se întâmplă anumite lucruri rele în lumea asta. Așa că n-am cum să nu vă recomand prima carte care mi-a deschis mintea și sufletul. Cam atâta a fost, aveți 10 recomandări din partea mea, o să vă las în descriere link către fiecare carte în parte. Mult spor la shopping și la citit și la aplicat informațiile pe care le aflați din cărți neapărat. Și ne vedem data viitoare cu un story time, mă gândesc să discutăm un pic despre relații, ce spuneți. Oricum, vă anunț pe Instagram, așa că asigurați-vă că mă urmăriți și acolo, neapărat. Ne vedem curând, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă iubesc!